Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Taroscop. Dragii mei din zodia Vărsător sau cu ascendent în această zodie, haideți să vedem cum este posibil să fie săptămâna, să mă gândesc, 10-16 februarie 2020 pentru voi, dragii mei. Prima carte, pe primul rând, este Treiul de Băte. Și sub Treiul de Băte avem Cartea Încrederii din oracolul lui Osho și acest prim rând este încheiat de cartea numărul 7 și anume Arcașul din Oracolul Străbunilor. Pe rândul din mijloc avem Magicianul, o carte absolut minunată, urmată de o carte mai puțin minunată, dar importantă, cartea care se numește Povara. Și încheiat acest rând cu cartea Ursului Polar. Interesant. Pe ultimul rând, prima carte, avem Marea Preoteasă. Și sub Marea Preoteasă avem cartea Existenței în poziție întoarsă. Iar acest ultim rând se încheie cu această carte care în acest oracol se numește Gelozie, în tarotul clasic se numește 3 de săbii, dar este în poziție întoarsă, e de bine. Haideți să vedem ca și energii, semnături energetice pentru această săptămână 10-16 februarie 2020, aveți în felul următor. Cartea care se numește New Day, v-am zis eu că e de bine, și cartea care se numește Self Love. E de bine, de bine, de bine, dragii mei. Din partea amorului Ghebos, așa că aici sunt mai multe și nu puteam să le iau, avem cartea aceasta numită Romantic Feelings și anume sentimentele de iubire de corazon și cartea care se numește Încrederea, Trust. Și vom vedea noi ce e cu dânsele. Din partea oracolului energiilor, pentru voi au vrut neapărat să iasă două cărți și bine au făcut. Prima carte este aceasta și uitați-vă cât este frumoasă, se numește Door to Personal Healing and Happiness, este poarta către vindecare personală și fericire. E de foarte bine. Nu mai spun de a doua carte care a ieșit, care se numește Cornucopia, așa nume Cornul Abundenței. Dragii mei, ia că vine abundența peste voi în această săptămână, foarte, foarte frumos. Din cel mai nou, de fapt nu e cel mai nou, că au mai venit două între timp, vreau să spun cel mai nou set de oracol. În fine, din acest set de oracol, The Wisdom of Oracle, pentru voi este această carte care se numește Thinker și anume Gânditorul. Și mesajele din partea îngerilor, ia câtă promoție și de data asta la voi, două cărți și nu una. Prima vine din partea lui Indriel și o să vedem ce spune. Și următoarea a vrut și ea să vină și este din partea lui Daniel. Vom vedea. Bun, haideți să vedem ce se arată pentru unii dintre voi în această săptămână, dragii mei. Este foarte bine, pentru că văd în felul următor, unii dintre voi veți găsi în această săptămână acea încredere, acea forță interioară, acea scânteie, acel impuls care să vă facă în sfârșit să lăsați ceea ce era de lăsat în spate. Prin acel trei de bâte, văd clar că unii dintre voi veți lăsa trecutul în spate. Vă veți rupe în această săptămână, veți găsi încrederea în voi, da? Pentru că avem această carte a încrederii, veți găsi acea încredere în voi de a lăsa ceea ce nu vă servește deoparte și văd că sunteți foarte concentrați, foarte focusați pe ceea ce vă doriți. Prin cartea Arcașului găsiți acea putere, așa cum am spus, și asta îmi confirmă și cartea Magicianului ieșită în această citire pentru voi. Poate că ați avut de a face unii dintre voi, fie că este vorba despre o femeie autoritară, o femeie poate mai rece, pe care ați simțit-o ca o povară. Poate să fie o femeie, poate să fie și un bărbat. Nu trebuie neapărat să fie o femeie, v-am spus, în aceste citiri nu prea există gen, da? Feminin sau masculin. Dar este acea o persoană pe care ați simțit-o ca fiind o povară, care a trebuit să o cărați exact ca această pictogramă, să o cărați în spate și pur și simplu acest lucru v-a epuizat, v-a dus la acea stare de oboseală și emoțională și psihică, da, poate și fizică, de ce nu, cine știe ce a fost pe acolo. Dar iată că în această săptămână, v-am spus, vă recăpătați acest curaj. Aveți două cărți foarte, foarte, foarte frumoase. Prima și a doua carte din Arcana Majoră a Tarotului, da? Aveți Magicianul și Marea Preoteasă. Și asta nu poate să fie, dragii mei, decât de bine. Cumva descoperiți în voi acele resurse, pentru că Magicianul este acea persoană care
E capabilă de absolut orice. Are toate resursele la îndemână. Nu se teme să plece în viitor, să își croiască viitorul. Știe că poate face absolut tot ceea ce își dorește. Aveți înțelepciunea necesară, da, prin această carte a Marii Preotese, văd că în acest moment, în această săptămână, aveți această înțelepciune necesară de a face acest pas, de a lăsa trecutul în urmă și de a vă găsi, așa cum am spus și repet de 1000 de ori, această forță, pentru că avem și cartea Ursului Polar, care în sfârșit a ieșit din bârlogul lui. Și uitați cât de puternic este și cât de stăpân pe sine este. Văd că în această situație, această circumstanță, fie că este vorba de relație, fie că este vorba de parteneriat, Dumnezeule, ce galbene sunt la față. Ce are telefonul meu a nebunit, de culori de galben. În fine, mă scuzați. Să știți că sunt sănătoasă, nu, n-am pățit nimic, telefonul a nebunit. A, încep să-mi revin. Bun. Cum spuneam, în această situație, în acest parteneriat, în această conjunctură, a fost vorba despre o persoană care v-a făcut să vă simțiți, nu știu, într-un fel împovărați, să nu fiți voi la adevărata voastră valoare și nici măcar nu v-ați simțit ca și cum ați aparține acelui loc. Pentru că avem această carte a existenței întoarsă. Nu v-ați simțit bine deloc, cel puțin în ultimul timp nu v-ați simțit bine deloc în acea. Mă scuzați, râd, mă uit la ecranul ăsta și mă văd atât de... Zici că bate soarele de sus, dar jur că nu, nu e soare aici, e noapte. În fine, energiile astea sunt simpatice. Și avem și această carte a geloziei întoarsă sau a treiului de săbii în tarotul clasic întoarsă. Treceți peste o dezamăgire, treceți peste a broken heart. Nu știu, ați suferit acolo, s-au întâmplat niște chestii în această săptămână, dragii mei, aveți această oportunitate, pentru că sunteți susținuți și de această carte care spune New Day, da? Sunteți susținuți de noi începuturi, de energia noilor începuturi și văd că unii dintre voi chiar veți face acest salt, veți face această alegere de a începe o nouă zi, metaforic vorbind, de a o lua pe un drum mult mai bun, mult mai potrivit pentru voi. Iată că aveți și această carte de iubire de sine. Și nu o simt, în cazul vostru, nu o simt ca pe o încurajare sau ca pe un sfat de a vă iubi pe voi, pentru că prin ceea ce văd în această săptămână, în ce v-am arătat mai devreme, văd o dovadă de iubire de sine. Că doar o persoană care se iubește pe sine lasă ceea ce nu este favorabil în spate și alege ceea ce este pe frecvența sufletului lui, ceea ce rezonează cu sinele lui superior. Doar o persoană care se iubește pe sine face acest lucru. Bravo vouă! Celor care rezonați cu ceea ce spun eu acum, bravo, bravo, felicitări! Din partea amorului gheboz, așa cum am spus, avem sentimentele de iubire și încrederea. Ei bine, în această săptămână, da, e posibil să vă simțiți așa îndrăgostiți, să vă simțiți poate și cu fluturi în stomac, de ce nu? Dar există un dar prin această carte a încrederii. Poate că încă nu aveți încredere deplină să intrați într-o nouă relație. Poate că e prea proaspătă povestea asta cu lăsatul trecutului în spate și trebuie să lucrați voi puțin la acea încredere și să înțelegeți că nu toate relațiile sunt la fel, că sunt relații care vin să ne învețe lecții, sunt relații în care noi intrăm să învețăm pe alții niște lecții și așa mai departe și nu trebuie să mergem pe aceste definiții pe care noi le-am tras din relațiile anterioare, să ne construim viitorul pe ele, că s-ar putea să nu ne fie bine. Deci lucrați acolo la încredere că e posibil să vină o persoană care să vă strânească din punct de vedere romantic. Scuzați-l această săptămână. E, acum nici nu mai cred că mai are rost să interpretez aceste două cărți care vorbesc, dragii mei, în această săptămână despre abundență. Și vreau să înțelegeți că abundența poate să fie și materială, dar poate să fie și sufletească. Abundența înseamnă să ai capacitatea, abilitatea de a face orice îți dorești în momentul în care îți dorești. Asta este definiția abundenței și mi-aș dori ca toată lumea să o înțeleagă. Abundență nu înseamnă numai bani. Abundență înseamnă să-mi doresc să fac un lucru în momentul ăsta și să am toate resursele necesare pentru a-l face. Asta vreau să rețineți bine, 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 bine aici. Deci, în această săptămână, pentru voi, chică abundența, foarte fain. Și aveți și această oportunitate din partea Universului, această poartă deschisă pentru voi, pentru vindecarea voastră și fericirea voastră. Cumva cerurile se deschid,
În acest sens, pentru voi, dragii mei vărsători, în această săptămână foarte, foarte, foarte fain. Și avem și această carte de thinker, de gânditor. Și foarte bine. De ce? Pentru că v-am spus, avem această carte care vorbește despre trust, despre încredere. Da, stați și vă gândiți că, exact ce v-am spus, nu sunt toate lucrurile la fel, nu sunt toți oamenii la fel, nu sunt toate relațiile la fel. Gândiți-vă foarte bine, trageți concluziile bune pe care le aveți de tras din ceea ce ați lăsat în spate, pentru că unii dintre voi, repet, lăsați ceva în spate. Gândiți-vă bine ce luați din experiența pe care ați avut-o, ce duceți mai departe, pe ce vă clădiți viitorul mai departe. Stați și gândiți-vă foarte bine la acest lucru, că de restul se ocupă Universul și ați văzut cât de frumos se ocupă. Iar din partea îngerilor, mesajele ați văzut, sunt două pentru voi. Primul, de la Indriel, spune felul următor: ești un lucrător în lumină. Și voi veți rezona, cei care sunteți. Dumnezeu sau Universul, cum vreți să-L numiți, are nevoie ca tu să îți luminezi, să-ți proiectezi lumina divină și iubirea, exact ca un înger, deasupra pământului, da? Să proiectezi această iubire și lumină din tine asupra pământului și asupra tuturor vietăților care sunt pe această planetă. Ăsta este mesajul pentru acei care lucrează în lumină și, nu știu, fac tot felul de chestii în numele iubirii și a luminii și voi știți foarte bine, știu acest lucru, și foarte bine care sunteți. Iar pentru cealaltă categorie de persoane care nu s-au regăsit acolo este Daniel. Iar Daniel spune: sunt îngerul căsătoriilor și te asist în acest moment. Deci pentru cei care doresc o căsătorie, lasă ceva în spate și vor să treacă la o altă relație, vor neapărat să se căsătorească. Ei, dragii mei, să știți că sunteți susținuți de acest înger, da, al căsătoriilor, Daniel. Puteți să comunicați cu el, să îi cereți ghidare, să-i cereți ajutor. El și-a anunțat prezența, el vă ghidează pe acest drum, știe foarte bine ce vă doriți și este acolo alături de voi. Dragii mei, din zodia vărsător sau cu ascendent în această zodie, aceasta a fost citirea pentru voi pentru săptămâna 10-16 februarie 2020. Dacă v-a plăcut sau nu, aștept comenturile voastre în secțiunea de coment. Dacă vreți să mai stăm de vorbă și în privat, veți găsi toate detaliile mele necesare în descrierea acestui videoclip. Și veți găsi și link-uri, cred că două și de data aceasta, pentru workshop-urile care urmează să fie. Cel de la Tulcea și mai nou un workshop la Bacău, care se numește Cercul Femeilor Conștiente, pe care îl susțin alături de Petra Iorga. Dragii mei, până data viitoare, când ne întâlnim la Tarotscop, vreau să știți foarte bine, cred că deja știți, că eu vă pup și vă iubesc!